care în loc să fie ajutați, au fost efectiv torturați. Eu personal, vă spun sincer, nu am putut parcurge toate stenogramele apărute în presă. Cred că acest grup infracțional organizat, cu complicitatea unor funcționari, trebuie să răspundă cât mai repede. Și îi solicit domnului ministru al muncii, ca astăzi, conducerea ANEPIS să fie destituită și conducerea AGEPIS Ilfov. Conducerea AGEPIS Ilfov, care are atribuții clare de control și autorizare a acestor centre, au autorizat pe data de un centru pe data de 29.06.2023, un centru pe data de 10.05.2023 și un centru autorizat pe data de provizoriu de această dată, celelalte definitiv, pe data de 10.05.2023. Domnul ministru o să meargă la briefing să vă prezinte pozele din dosar care arată că aceste centre sunt niște hoteluri de 5 stele și realitățile pe care le-a găsit presa acolo. Deci anumiți funcționari au schimbat pozele și realitatea și au dus către conducerea ANEPIS, către autorizare, imagini și lucruri care nu aveau nicio legătură cu realitatea. De aceea, domnul ministru, vă rog frumos, toate materialele pe care le aveți, să le puneți la dispoziția presei, toate informațiile pe care le aveți și să detaliați tot parcursul de autorizare și absolut totul, ca românii să știe exact ce s-a întâmplat. Vreau să fac, nefiind în atribuțiile mele de prim-ministru, un apel la conducerea Consiliului Județean Ilfov și conducerea primăriei sectorului 3 să destituie de urgență conducătorii de GASP-urilor locale, pentru că în atribuțiile lor, și vă citesc din lege, au atribuții de furnizare, administrare și contractare a serviciilor sociale, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate, precum și de monitorizarea financiară și tehnică a contractelor încheiate. Deci aveau atribuții directe în ceea ce privește funcționarea și calitatea serviciilor către persoanele vârstnice, copii sau persoane cu dizabilități. De asemenea, doresc destituirea din funcția de președinte a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Această instituție, având un corp de control și în atribuții clare de a controla ceea ce se întâmplă în aceste centre de îngrijire. Constatăm că sunt deja 3 instituții, una locală, 2 centrale, care aveau atribuții de control și s-a ajuns în situația în care s-a ajuns. O să am o rugăminte la doamna ministru a Justiției, deoarece nu este în atribuțiile mele, de a avea o discuție foarte clară cu conducerea DICOT, astfel încât această anchetă să fie o prioritate. Aș dori de la domnul ministru de interne să solicite poliției române clarificări de ce nu s-au luat măsuri cunoscându-se aceste fapte
de mai multă vreme. Mai mult, ne luându-se măsuri, lucrurile au dus către o autorizare definitivă acestor centre. Și vreau, ca și prioritate, la toate autoritățile care au atribuții de control, o verificare în toată țara a tuturor acestor centre de stat sau particulare. În ceea ce privește asistența pentru copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități. Râs să pună umărul Poliția Română, Direcția de Sănătate Publică, ANSVSA-ul, ANPC-ul. Duminică solicit o întâlnire la Guvernul României cu Ministrul de Interne, Ministrul Muncii, Ministrul Justiției, Ministrul Sănătății și Ministrul Dezvoltării și toți președinții de autorități cu atribuții de control. Vreau cât mai urgent să redăm încrederea românilor în instituțiile statului român. Mulțumesc mult presei. Da, premierul Marcel Ciolacu cere demiteri în cazul azilurilor Groazei. Personal nu am putut parcurge stenogramele, a spus prim-ministrul. A numit de asemenea grup infracțional organizat pe cei care au știut de ceea ce se întâmpla în Ilfov și a nominalizat instituțiile care ar trebui să facă destituiri, printre acestea ANEPIS și DGASPC-urile locale.